Bună, Berbec, și bine ai venit la previziunile pentru luna ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragii mei, berbec, o lună ianuarie extraordinar de frumoasă. În primul rând, Mercur este în retrogradare până pe 18 ianuarie, iar asta înseamnă pentru tine că dacă vrei să reiei anumite demersuri legate de instituții publice, legate de șefi, acum este momentul. Mai ales dacă vrei să reiei o discuție cu șeful sau cu o persoană importantă. În egală măsură ți-aș recomanda o foarte mare prudență în ceea ce comunici la locul de muncă, în ceea ce comunici în general în viața ta, ce postezi pe site-urile de socializare și atenție pentru că pot apărea bârfe, pot apărea neînțelegeri în această perioadă. Mare atenție, n-am ce să fac. Până pe 12 ianuarie, Marte, guvernatorul tău, este și el tot în retrogradare în gemeni, dar de pe 12 este în mers direct și asta înseamnă că. Se mai rezolvă acele probleme legate de comunicare, probleme legate de rude, da, probleme legate de drumuri, de mașini și așa mai departe, da, poate chiar cine știe, încep să înveți chiar mult mai ușor, mult mai bine anumite lucruri. Deci de la jumătatea lunii ianuarie încolo, să spun, se mai rezolvă aceste probleme ale tale. Vreau să discutăm despre faptul că Venus, planeta banilor, planeta iubirii, este în semnul vărsătorului aproximativ toată luna ianuarie și asta ți aduce ție o oportunitate pentru a întâlni pe cineva într-un grup de oameni, da? Pe de altă parte, este o perioadă în care ești apreciat. Ești foarte bine văzut între prieteni, la ședințe, la conferințe, la întâlniri, unde mergi tu. Și este și o perioadă bună să întâlnești pe cineva sau chiar să ai o discuție serioasă cu persoana iubită dacă ești într-o relație. În legătură cu un plan de viitor pe care vi-l faceți împreună, în legătură cu o afacere pe care o faceți împreună, în legătură cu. Uh, o relație da de viitor, adică o căsătorie și așa mai departe, iar berbecii singuri mare atenție în jurul vostru că poate să apară cineva și chiar v-aș sfătui ca după 18 ianuarie încolo uh, să vă concentrați foarte mult pe așa ceva bun. Avem uh, o lună plină în semnul racului, undeva în noaptea de 6 spre 7 ianuarie. Asta înseamnă pentru tine că se închide o perioadă în care lucrurile nu au funcționat atât de bine în casă, în familie. Se închide o perioadă în care ai avut probleme cu moștenirile, cu trecutul, cu terenuri, cu case. Deci se închide această perioadă uh, cu vecinii sau ce ai mai avut tu pe acolo. E interesant că este ceva ce te va favoriza extraordinar de mult, ceva ce te va pune cumva într-o lumină extrem de pozitivă în fața celorlalți. E extraordinar de benefic. Oricum ar fi, ieși bine din poveste. Și e ceva ce presupune, nu știu, ori să-ți vină niște bani. Ori să câștigi mai mult respect sau să ai o mai mare încredere în tine, apoi După această lună plină, Lilith intră în semnul leului și dragi berbeci. Până prin octombrie, începând cu luna ianuarie, e foarte important să fiți atenți la. Relația cu copilul, dacă aveți copii, da relația cu persoana iubită. Dacă ești un berbec singur, atenție mare cine apare prin jurul tău, pentru că nu este ceea ce pare, da, e doar cineva așa care e teatral, care nu știu, vrea să se distreze, să se simtă bine, dar nu e o persoană pe care tu te poți baza. Dacă vrei doar asta, e ok, tot înainte, multă distracție, dar uh, depinde de ce vrei, ți-am spus. Cu Lilith acolo un leu, poți să te distrezi maxim, dar... Uh, ți aș recomanda și o oarecare precauție aici, da? Pot apărea probleme în afaceri, atenție, da, pe așa ceva. Uh, nu te băga pe niște chestii pe care nu le știi foarte bine și doar ți se par ție foarte strălucitoare și comerciale, și că face toată lumea lucrul respectiv, și de ce să nu-l faci și tu? Uh, repet, tu faci cum crezi, uh, e un locul tău, aș și m-aș gândi puțin. Uh. Pe 20 soarele se mută în vărsător, începe sezonul lor uh, și înseamnă că se deschide o perioadă bună în care poți să cunoști o persoană importantă care să te ajute, care să ți fie alături. Se amplifică ideea aceasta de a cunoaște pe cineva. Știu, e puțin în contradictoriu cu Lilith pe acolo, doar că acum na, dacă ieși și găsești un echilibru la toată povestea asta uh, și să spun că te bagi într-o relație în care tu nu dai acelei relații următoarea zi sau următoarea săptămână, ci pur și simplu vă respectați, vă vedeți în fine. Dacă vrei așa ceva e ok tot înainte, dar nu te baza pe chestii stabile că nu momentan nu da. Poate să fie o ceva care e o perioadă da mai mai așa relația și poate din toamnă încolo cine știe lucrurile se stabilizează între voi Eu nu zic nu. Uh, Berbeci care sunteți într-o relație, atenție că mai apare o ispită și ispita apare la voi, da? Așa că atenție! Uh, pe 21 ianuarie avem o lună nouă în vărsător, în opoziție cu Lilith. Uh, partea bună este că ți se cere pe această lună nouă, deci poate să apară o nouă persoană, poate să apară un nou context, un proiect. Uh, să fii invitat să faci parte dintr-un nou anturaj, dintr-un nou grup de prieteni, dintr-o organizație și așa mai departe. E ok, uh, tot înainte, dar trebuie să-ți asumi ideea aceasta că e ceva de moment, că lucrurile vin și pleacă, vin și pleacă, că nu e ceva permanent. Asta, uh, ca și sfat pentru tine. Uh. Este ceva benefic totuși această lună nouă pentru tine, e foarte benefică pe asocieri, contracte, parteneriate, pe relații. Bun, hai să vedem acum și oracolul arhanghelilor ce vrea să îți transmită pentru luna ianuarie. Hai să vedem, dragi verbeci, ce trebuie să știți voi. Mesajul este purificarea și sublimarea. Deci este o lună de purificare, o lună de curățare pentru tine, numărul 8 foarte puternic uh, pentru această perioadă. Culorile importante pentru tine sunt: mov, roșu, auriu, cărămiziu, galben și verde. Arhanghelul Zadachiel este cel care te ghidează, cel care te ajută în această lună și îți transmite următorul cadou, următorul dar. Te ajut să îți purifici relațiile cu ceilalți, să-ți alchimizezi emoțiile inferioare, chinuitoare, să-ți transcenzi anumite acumulări karmice nefaste, să-ți vindeci în mod miraculos suferințele de orice natură foarte frumos. Deci tu ai ocazia să rezolvi niște probleme importante în relațiile tale cu ceilalți în această lună ianuarie. Să vedem în continuare și tarotul ce vrea să îți transmită pentru această perioadă. Să vedem pentru berbec, luna ascendent sau marcaj puternic pe astrograma natală. A început citirea dragi berbeci, cavalerul de bâte, foarte mult entuziasm într-o relație, văd multă pasiune, multă atracție, dar și relații uh, tranzitori, da? uh, Relații din acestea drăguțe, da? frumoase, pline cu pasiune, văd aici bucurie. Uh. Este important să ai curaj, este important să ai entuziasm. Poate să fie o bucurie legată de o nouă iubire, o bucurie legată de un copil, de o nouă etapă din viața ta, de un nou început. Văd o puternică legătură cu persoane mai tinere, dar și tot felul de întâlniri pe care le poți avea uh, la petreceri, în întâlniri, zile de naștere, distracții, da? Nu știu ce faceți fiecare. În mintea ta, justiția, o legătură cu zodia balanță, justiția vine aici cu acel moment în care se ia o decizie în viața ta. Mai bine spus, tu ai de făcut o alegere, poate faci o înțelegere cu cineva, semnezi un contract, discuți cu o persoană, ai foarte mult de lucru cu acte, hârtii și documente în luna ianuarie sau ai de lucru cu mintea, lucrezi la nivel teoretic, calculezi ceva, te ocupi cu două lucruri. Da? În inima ta, regina de băte, foarte frumos, este energia ta, deci ești încrezător în forțele proprii, ai foarte mult curaj. Este o perioadă în care ai foarte multe idei și ar fi foarte bine să încerci să le pui în practică. Foarte, foarte bine ar fi. Da? La baza manifestărilor tale, patru de monede care vorbește despre un moment în care tu ești foarte sigur pe ceea ce vrei în luna ianuarie. E o siguranță foarte mare pe ideile tale, pe cine ești tu, pe ce vrei să faci. Și repet, această lună nouă care se petrece pe final de ianuarie este foarte pozitivă pentru tine. Da? Chiar dacă e acolo cu Lilith, până la urmă Jupiter și cu Juno de la tine din Zodie, îți favorizează foarte, foarte mult relațiile și te favorizează pe tine. Patru da? de monede îmi spune și despre faptul că te simți mult mai sigur pe tine, știi foarte bine ce vrei, uite cât de mult entuziasm ai, cât de mult curaj, cât de multă energie. În exteriorul tău, regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, tot această carte poate să vorbească și despre faptul că ai o puternică legătură cu o instituție publică sau ai o puternică legătură cu o persoană cu uniformă. Cartea să știi că iarăși cât mai poate spune, să zic așa, și despre o legătură cu cineva care este mai rece, mai detașat, este o persoană care lucrează cu actele sau care lucrează cu mintea, este o persoană intelectuală. Poate acum te poți învârti în astfel de medii, da? poți să intri în contact cu astfel de oameni. Nouă de spade, da? văd pe cineva care este destul de stresat, cineva care parcă vrea să organizeze lucrurile altfel sau, nu știu, o instituție, o organizație, ceva te stresează pe tine aici. Uite, nouă de spade. E cu stres. Da? Ultima carte, 10 de cupe. 10 de cupe îmi spune mie despre faptul că, în plan profesional, ai parte de un succes în luna ianuarie. Ai parte de o bucurie foarte, foarte mare. Dar este important de menționat faptul că ai pe cineva care urmează să ia o decizie importantă în familia ta, în casa ta. Da? Este o persoană care, nu știu, poate are ceva de rezolvat cu o bancă, cu o instituție. Văd aici o legătură cu un grup mai mare de oameni, oameni foarte dragi sufletului tău. Cineva parcă te vede ca fiind persoana ideală într-o situație, doar că uh, e ca și cum ai legătură cu cineva care este foarte exigent sau cere foarte multe de la tine. Vrea totul așa să fie uh, la virgulă să fie în regulă. Dar în general văd o lună ianuarie foarte bună pentru tine cu mult entuziasm să depășești anumite obstacole. Ți-am spus în casă, în familie e stres, acolo e puțină agitație. Pentru unii poate să fie mai gol, adică nu prea comunicați foarte mult cu, cu familia da? sau nu prea aveți timp foarte mult de viața personală pentru că așa cum am spus profesia va, <laughs> va prima pentru voi, va avea un loc aparte. Dragi berbeci, acestea au fost previziunile generale pentru luna ianuarie. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. De asemenea, vă invit cu mare drag să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuită pentru toți și vă invit de asemenea cu drag și la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la previziunile pentru anul 2023, poate chiar și previziunile pentru fiecare săptămână, dacă ești curios, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o lună ianuarie cât mai frumoasă și de un an binecuvântat.